cred că orice sportiv, orice jucător, orice antrenor vrea să obțină ceva din ceea ce face. România nu oferă posibilitatea asta. Și atunci fiecare dintre noi are familie, fiecare dintre noi are copii și are la ce să se gândească pentru viitor. Și atunci trebuie să pui toate lucrurile astea în balanță. Da, momentul sigur. În care România nu-ți poate oferi lucrul ăsta și gândiți-vă că vorbim de un antrenor român, mai sunt și alți antrenori români buni care activează în străinătate. Sau orice antrenor din România, dacă are ofertă, la momentul ăsta își dorește să plece. Pentru că el se gândește în primul rând la familia lui și la bunăstarea lui și a familiei. Bineînțeles că există un criteriu de performanță și atunci când pleci, te gândești că echipa la care mergi poate câștiga sau nu poate câștiga. Eu am avut șansa să merg la o echipă care era de top, chiar dacă la momentul ăla echipa nu era în cel mai bun moment, însă era o echipă cu tradiție. Însă, din păcate, nu vorbim numai despre antrenori de fotbal, vorbim despre doctor, vorbim despre inginer, vorbim despre tot ceea ce înseamnă român. Din nefericire, te realizezi mai bine în altă parte decât aici. Un aspect, și mai există încă un, există că acolo există și apreciere pentru ceea ce faci. Lucru care nu se mai întâlnește aici. Din păcate. Da, pe asta îmi spunea la un moment dat Lucescu, dom'le, ce să viu acasă ca să mă înjure. La primul eșec, zice, să dea cu pietre în mine. E și o altă mentalitate la noi, nu numai chestiunea strict economică. Noi ne dorim să toate lucrurile să fie la fel cum le vedem noi, poate la televizor sau pe internet sau la ce... sau oriunde am avea o comunicare, nu știu, cu exteriorul. Însă realitatea nu e ceea care vrem noi să fie, e ceea care e. Zi-mi, să tot stai atâta vreme afară înseamnă și un sacrificiu? Enorm. Un sacrificiu enorm. Un sacrificiu enorm. Deci, până la urmă, se plătește asta. Da, bineînțeles, nu există. Eu am stat acum 6 luni închis, departe de familie, făceam video call cu ei ca să-i văd, ca să vorbesc cu ei, ca să-i simt aproape, pentru că altfel aș fi nebunit, vă dați seama. Însă sacrificii sunt. Nu ești niciodată aproape. Mi-am pierdut părinții. N-am fost aproape de ei în anumite momente pentru că n-am putut. Și multe alte probleme care s-au evit de-a lungul acestor ani. Însă noi vedem numai partea frumoasă a lucrurilor, în general. Da, bine, sigur. Lumea se ocotește banii. Da. S-a îmbogățit olăroiul. Cam asta e ideea. Nu vedem și sacrificiu și tot ceea ce prețul pe care îl plătești pentru ceea ce obții. Și am zis eu că te-ai îmbogățit. Te-ai îmbogățit? Acum trebuie să le spunem celor care nu știu un lucru, că de când antrenează în străinătate, atât în Arabia Saudită, cât și în Qatar, cât și în China, cât și în Emirate, la toate echipele sau cu toate echipele pe care le-a pregătit, Olorui a câștigat măcar un trofeu. Afară de faptul că a câștigat chiar mai multe trofee și a jucat și o finală de Asia Champions League. Asta e normal să aducă bani. A adus destui? Ești mulțumit de ce ai adunat? Eu m-am îmbogățit, într-adevăr, pentru că am căpătat o experiență fantastică în acești ani. Am avut posibilitatea să interacționez cu diferite culturi, cu diferiți oameni și lucrul ăsta m-a ajutat să mă dezvolt ca om, să cresc, să înțeleg anumite lucruri pe care n-aș fi avut posibilitatea dacă aș fi stat aici și cred eu că asta e cea mai mare bogăție. Partea financiară, faptul că am reușit să câștig mai multe titluri și în țări diferite, iarăși e un lucru important pentru mine și faptul că de câte ori am avut posibilitatea, am îmbrăcat tricolorul. Acum, la ultimul meci cu Guangzhou, n-am avut, pentru că eram închis și n-aveam de unde să-l găsesc, să-l caut. De unde să faci de steag. De steag. A însemnat enorm, pentru că atunci când spun la televizor, la orice meci, spun Olăroiu, Olaloiu, spun ei, spun și România.